Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Nova TV vorbim despre șah. În acest weekend, micii noștri șahiști medieșeni au participat la Cupa de Vară Smart Chess din Sibiu. Domnul antrenor Emil Deliman este alături de noi, ne oferă mai multe informații despre acest subiect. Un turneu important, această competiție? Foarte important, chiar dacă este la șah rapid, să spunem că s-a jucat la 12 minute cu 15 secunde permutare, adică sub o oră de jucător, este important din perspectiva antrenamentului, să spunem că eu urmăresc nu doar rezultatele, ci și partea de pregătire în vederea participării la competițiile majore pe care le am în vedere pentru anul acesta și anul viitor. Câți copii au participat? 10 copii am avut și am avut rezultate bune la fete, să spunem, și la băieți. Am avut locul întâi la 8 ani pe Simo Alexandru, la fete 8 ani locul întâi Onea Decean Antonia Maria, după aceea am avut-o pe Mihailă Maia, care și-a luat locul 2 la fete 10 ani, după aceea pe Ghersulescu Miriam, da, pe Ghersulescu Miriam și pe Ghersulescu Iulia, care de asemenea au participat la competiție și Miriam a luat locul 2 la 14 ani. Rezultatele au fost acelea pe care le-ați urmărit? Au venit unele surpriză și de asemenea multe fetițe n-au știut rezultatul final, la premieră mă refer, ce loc au luat și au fost luate prin surprindere la festivitatea de premieră, astfel încât am beneficiat și de aportul acestor mici surprize făcute sportivelor, pentru că s-a făcut imediat premierea, cum s-a terminat ultima partidă din ultima rundă și atunci imediat, cum să zic, într-o jumătate de oră au primit rezultatele. Dar i-am știut dinainte clasările fiecărui sportiv, dar ei încă nu știau clasamentul și atunci au fost surprinși și un pic de să spunem, când și-au auzit numele și au trebuit să meargă să-și primească trofeul, da. Ce competiție urmează? Urmează Cupa Dalsenco de la Victoria, după care ne vom duce la Festivalul Internațional de Șac de la Satul Mare și la mijlocul lunii august vom participa la o tabără de șac, un cantonament la Păltiniș.